Bună ziua și bine v-am găsit! Iată, azi Mulțumesc. suntem pe 22 august, anul 2020, și a sosit vremea, să spunem așa, să ne mai uităm prin lăzi, să vedem ce mai avem prin stup. Ce avem noi în stup? Albină, bineînțeles. Cine mai are albină la ora actuală? Fiindcă ce văd eu prin anumite stupini, nu prea, adică nu prea m-ar mulțumi și acum câțiva ani și eu am fost în aceeași situație ca și dânsii, ceea ce arăt acum nu are nicio relevanță, fiindcă de acum nu prea mai e ce să le faci albinelor, doar să le strângi un pic cuibul. Și cam atâta, fiindcă de mâncare trebuia să te asiguri de acum o lună. De acum, depinde și în funcție de zona în care vă aflați. La mine, 20 august ar fi fost ultima zi în care s-ar putea da sirop. Sau zahăr, mai bine zis, că sirop dau în continuare, dar sirop pe bază de miere pentru a da uleiurile esențiale. Ce trebuie să vedeți, este, deci colonia, acum când am deschis-o, ea era pe 13 rame și ultima dată când am fost la ea, așa am decis să stea pe 13 rame. Acum ne uităm tot așa la 2-3 săptămâni și tot reducem ramele în funcție de cum vedem că evoluează colonia, fiindcă albina mai scade. Ce vedem noi aici este că mai avem trântori prezenți într-un număr destul de frumos și la această colonie ce este de precizat în plus față de ce am mai făcut este că e o matcă care a fost în izolare timp de 5 săptămâni, în izolare totală. Și acum vom lua ramă cu ramă și voi decide cum va trebui să arate cuibul acesta pentru perioada următoare. Acum, nu, dacă nu aveți hrană până la ora actuală în stup, este doar vina dumneavoastră, fiindcă n-ați asigurat-o. În rest, urmărim prezența măcii, puiet. Deci, puietul, urmărim puietul, cât mai este sau cât nu mai este, văd că aici este un trântore și aici. Și de precizat este că aici avem o matcă care are 2 ani, deci acesta ar fi al doilea an de viață al ei. Și fiind și izolată, o at bine, colonia o ține bine. Aruncăm o privire să vedem ce puiet are dânsa sau dacă mai e ouă. Aici mai văd ouă pe fundul celulei. Aici este un coar. Dacă avem ouă și trântori, vă dați seama că încă colonia este activă. Vom umbla mult mai ușor, zic eu, în perioada aceasta cu ele. Din ce cauză? Că de acum încolo nu mai facem mătcuță. Dacă omori o matcă, aia ești. Atunci ești un pic mai grijuliu, adică un pic mult mai atent față de cum umblai în timpul verii. Iată, dacă acolo am găsit ouă, aici am găsit doar miere. Deja nu ne mai îngrijorează acest fapt. Ea aduce mâncarea lângă albină,
Ce pot eu să fac este să dau această ramă mai în față. Albina deja oricum aduce mâncarea în cuib. Ea își aduce cât mai aproape mâncarea de puiet în mod general și unde o să fie viitorul puiet în primăvară. Iată, interesant, până acum, ce vedem acum nu poate să ne mai surprinde. Singurul lucru ce ar putea să te surprindă la această dată e lipsa hranei, lipsa măcii, lipsa puietului total. Cam astea ar fi, să zicem așa, o parte din problemă. Iată, avem și aici puiet. Eu nu sunt nevoit să dau proteină. Iată ce coroană faină, albină suficientă. Așa, deci nu prea avem ce să alegem din evoluția acestor coloni. Sunt care ne surprind plăcut, sunt care sunt mai puțină. Ia să vedem această ramă. E plină cu larvar și avem o coroniță, dar mieri are până pe aici, așa. Nu trebuie să fie în centrul cuibului foarte groase coronițele, dar se întâmplă să fie și acolo nu mai avem puiet așa mult. Iată și aici avem larvar. E greu de văzut în cameră, dar el există încă. Vedeți, nu facem mare lucru, doar ne uităm și noi așa prin lăzi acum, dar mare lucru nu avem ce să le facem. O lucrare importantă, știți când o să vină? În luna octombrie. Iată și aici avem puiet. Prezența puietului la o colonie mare e destul de să spunem așa, destul de apreciat, adică avem puiet în toate stadiile la o colonie mare care poate să se susțină. Și am văzut pe internetul ăsta că se plâng că nu este puiet în stuc. Dar nu e problemă. Ceea ce am văzut eu, cum să aibă puiet în stup, când nici albină nu este, deci nu știu ce să zic. Nu puteți avea puiet în stup dacă nu ai albină. Aveți pe o ramă 150 de albine acolo, 200 și că nu are puiet. Păi da, nu se poate. Cineva trebuie să îngrijească puietul. 100-200 de albine mai merge. Probabil au citit prin cărți că o albină îngrijește până la 8 larve, da? Asta e valabil în primăvară. Iată o ramă care aș putea pur și simplu să o dau la o parte. Aici a fost matca izolată. Aceasta a fost o ramă nou-nouță, data anul ăsta, și ea are frumos păstură. Și ce să zicem, arată bine. Acum vom vedea câte rame vom scoate din cuibul respectiv. Dar s-ar putea să mai avem puiet, nu e exclus, fiindcă așa a lucrat ea. Își restrânge cuibul și... Da, iată, vedeți, mai avem încă puiet și aici. Și dacă avem și ouă, e și mai bine. Am putea
Să trecem acum rama aceasta, fiindcă nu are nimic pe ea, decât mâncare, o trecem un pic în față și aducem puiet lângă puiet. Acest lucru ar putea să mai ne aducă încă câteva sute de albine în plus. Da, e valabil numai la coloniile puternice, la cele slabe n-ai ce să le mai faci. O să mă întrebați acum, da, cum sunt coloniile slabe. Păi coloniile slabe la ora actuală sunt pe 6 rame, eu știu. 6 rame și mai o pe una sau două rame acolo. Acolo situația e un pic diferită, fiindcă sunt mici. Cine? Albina nu mai are acea putere de dezvoltare. Și atunci normal că vei intra pe 3 rame, 2 rame în iarnă. Și această colonie va ajunge să o strâng eu personal, o să o strâng până pe la 5-6 rame, să fie albina bine, bine îndesată acolo pe rame. N-am de ce să o las împrăștiată. Iată o altă ramă plină. Asta e plină cu mâncare. Avem mâncare suficientă și înseamnă că acum caut o ramă cu păstură. Aceste rame nu vor rămâne toate în cuib. Ele vor fi ramele de dezvoltare în primăvară, pe care le vom folosi la dezvoltare. Nu vom da sirop, ci vom aduce o ramă din asta cu miere. Și atunci colonia se va dezvolta în mod corespunzător. Iată aici avem o ramă cu păstură, mai mult păstură are pe această ramă. Chiar și păstură căpăcită. Și trântorii prezenți și în partea aceasta la alta cuibului. Această ramă rămâne deocamdată în fața cuibului și celelalte două vor fi date în spate și cu asta voi restrânge cuibul. Voi restrânge cuibul cu încă două rame. Cele două rame din față le voi trece în spate. Așa văd eu acum această colonie. Nu la toate coloniile face aceeași lucrare. În funcție de cum se prezintă colonia respectivă, face o altă lucrare. Această ramă, dacă este nevoie, iată cum se prezintă. Este o ramă de anul trecut, construită, și se poate ierna foarte bine pe ea. Ea este de anul trecut, vedeți aici, eu anul trecut am dat două găuri, așa iernez, voi da găuri. Acum voi pune această ramă, nu o pun jos, să aduc o roiniță. Aducem o roiniță aici. Așa. Așez rama în ea până mut cuibul. E o restrângere preliminară a cuibului și ce trebuie menționat, a avut grijă la furtișac, care tot se ia cu mult timp înainte, nu acum se ia măsuri pentru furtișac. Ea se lua acum, în 15 iulie, când încep să restrângi urdinișurile. Iată și asta va trece în spate. Fiindcă are păstură pe ea, voi împinge aceste rame în față.
Încă nu e sigur că va ierna pe acest teren. Vom vedea în octombrie acest lucru. Acum restrângem să se simtă bine albin. Să se simtă foarte bine. Aici am văzut, am avut ceva puiet căpăcit. Iată, așa arată el. Îl aducem aici. Vine și rama aceasta lângă. E cu mâncare. Aceste două rame cel mai probabil vor rămâne pentru a ierna. Și aducem diafragma. Aceasta este diafragma, care restrânge colonia de albine. Ea aici va putea să-și vadă de lucru în continuare. Aducem rama care are păstură pe ea. Iată aici. Mai vine și câte o viespe. Viespe amici nu prea au putere să pătrundă în colonii. Astfel de o colonie nu intră viespea, vă spun sigur. Iată, aici avem păstura și această păstură o dăm după diafragmă. Albina îi place să vină după diafragmă, să ciugulească din această ramă și va tot veni. Iată, mai avem aici rame cu miere pentru a forma cuibul de iarnă, dar asta nu acum, ci în octombrie. Acum nu mai avem nevoie de aceste rame, le lăsăm aici în spate. Vedeți și această ramă, tot așa, și dacă formăm pe 5-6 rame cuib, aceste rame sunt perfecte. Ce mai trebuie verificat, dacă nu sunteți siguri, vedeți, eu văd că această miere e de calitate, da? Deci aici avem și păstură, e foarte faină această ramă. Atunci, ca să fiți siguri că totul e în regulă și nu e miere din primăvară de la rapiță, iată aici, vedeți, să fie mierea lichidă. O miere foarte calitativă. Ca să nu cristalizeze în ramă și să aveți surprize în iarnă să vă moară albinele. Fiindcă chiar dacă nu se prezintă pe internet sau unde vreți dumneavoastră, dacă chiar dacă nu se prezintă, dar nu înseamnă că nu mor colonii de foame sau nu mor colonii de păduchi, dar această regulă deja trebuia înlăturată până la această dată. Eu consider că coloniile care la această dată au păduchi și probleme ori să dispară, ori să dispară, nu 100%, dar ori să dispară. Vi acum cu tot felul de tratament chimic și eu fac tratamente chimice, unul sau două, în octombrie, acum nu-și are rost încă. Eu încă continui cu uleiul esențial. O să vă arăt sticluțele, aceste sticle care le folosim pentru a da ulei esențial, încă le mai clătim un pic, fiindcă fac siropul cu miere și mierea se înlacrește dacă e diluată foarte tare și atunci la o anumită perioadă vom clăti aceste sticle. Acum că ați văzut cum arată această colonie, arată destul de binișor. E una care va trece de iarnă 99%. Iată, dăm ulei esențial. Am clătit sticlele și cam atât am făcut la această colonie, ca să înțelegeți
cât de strâns trebuie urdinișul. Eu am aerisire, deci aici în spate am aer, pe dedesubt trece aer. Acolo am aer în capace, am aerisire. Fundul stupului e doar tabla. Și să vă arăt cum arată urdinișul strâns la această ladă. Ia, vedeți? La două, trei albinuțe acolo care pot să zboare și traficul este redus. Astfel nu avem probleme nici cu furtișagul. Și aș vede de treabă și stau și eu liniștit. Nu mă tot agit că se face furtișa. Bine, până la data viitoare, numai bine.